Termenul de valabilitate a patentelor de întreprinzător trebuie extins până la 5 ani, timp în care statul urmează să elaboreze politici viabile pentru susținerea micilor întreprinzători, susține Ilan Șor, candidat la funcția de deputat din partea partidului Șor. De asemenea, el a anunțat că formațiunea sa va insista asupra introducerii unui impozit unic pentru întreprinderile din sectorul alimentației publice, care au fost afectați de pandemia de coronavirus. Potrivit lui Ilan Șor, posibilitatea micilor antreprenori de a activa în bază de patentă este pentru mulți dintre ei singura soluție de a-și întreține familia, iar subiectul este abordat des la întrunirile electorale, mai spune candidatul la funcția de deputat din partea partidului Șor. Iată de ce formațiunea propune și garantează că va prelungi patentele pentru încă 5 ani. Este un termen suficient pentru a putea dezvolta o politică eficientă de susținere a micilor antreprenori. Șor susține că pandemia a afectat grav sfera alimentației publice. Mii de agenți economici au pierdut afacerile, iar angajații locurile de muncă. Partidul Șor propune un impozit unic pentru cafenele și restaurante. Quantumul acestui impozit va depinde de amplasarea localului. Trebuie să le oferim oamenilor posibilitatea de a lucra, dar nu să tragem de mașina birocratică pentru a întreține jumătate de duzină de oficiali hapsâni. Anterior, Ilan Șor a propus un plan de revoluționare a economiei și a promis că va întoarce Moldovii statutul de țară înfloritoare. Angajamentele partidului urmează a fi realizate imediat după alegeri, în condițiile în care Șor va deveni prim-ministru. În buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate, partidul Șor se află sub numărul 4.